Bună dragilor și bine ați venit la previziunile pentru marți. Ei, prima parte a zilei e cu mici tensiuni acolo, este despre bani, este despre cumpărături online, este despre anumite valori, da, pe care noi le avem, prietenii au valori diferite, însă tot pentru uh, toată lumea, ziua de marți, spun eu, că vine la pachet și cu eliberări. Și aici este vorba despre a face schimbarea, nu despre a o amâna, Deci cumva ni se cere să uh, luăm piciorul de pe frână și să acționăm. Da? Ni se cere să nu ne mai opunem acelor atașamente posesive pe care și eu le avem. Ziua de marți e despre Marea Preoteasă, Marele Preot și Împărăteasa. Deci, interesant, este o zi în care spiritualitatea ne ajută, etica, morala, principiile, informațiile ne pot ajuta. Iar împărăteasa aici vorbește despre multă stabilitate din punct de vedere material. Deci poate să fie și o zi în care ne opunem oarecum schimbării, dar în același timp zic eu că ziua de marți poate să vină și cu rezolvări în același timp. Da? Vine și cu rezolvări. Mi se cere să ne eliberăm, ni se cere să mai ieșim așa din cutie, că asta e, e important. Să, eu aș spune că este o zi în care lucrurile se pot rezolva. Chiar într-un mod mult mai uh, mult mai benefic. Da, cam atât în mare parte vreau să discutăm mai multe pentru fiecare zodie. Te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai ție. De asemenea, vă reamintesc și de previziunile pentru această săptămână: că doamna Venus e prin coadratură cu nodurile, și asta înseamnă că mai suntem scoși, așa, din zona de confort dacă discutăm de plăcere, bani. Femeile, în general, vor fi mult mai sensibile decât de obicei și, bineînțeles, că se produc și schimbări legate de bani, legate de iubire. Dar, în special, aș merge eu că sunt lucruri fie din trecut care au fost amânate, fie este vorba despre lucruri care țin de suflet, țin de viața privată. Da? Bun, hai să vedem exact ce se întâmplă cu fiecare zodie. Îți reamintesc și de aplicația de tarot, Cristina Zurba Tarot, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Vă invit cu mare drag acolo oricând aveți nevoie de o ghidare. Da? Aveți link în primul comentariu pentru cei interesați. Utilizarea aplicației este absolut gratuită pentru toată lumea. Și uh, de asemenea, vă reamintesc că și de previziunile pentru iunie, că mai avem puțin puțin. Cu acolo pe ultimul grad, v-aș sfătui săptămâna aceasta să fiți puțin atenți și pe muncă și pe sănătate, dar oricum ar fi ultima strigare, ultima suflare și se rezolvă foarte multe lucruri. Bun, hai să vedem așa dar ce se întâmplă cu zodiile și începem cu berbecul. Pentru berbec este o zi de marți în care, nu știu, mai pot apărea acolo mici mari certuri, conflicte în relația cu prietenii, în relația cu um, grupurile mari de oameni din care faci parte. Berbecul e prins acolo și pe bani și pe zona de online, trebuie să-și facă și planuri de viitor, parcă n-ajung banii. E, vedeți voi, dragi berbeci, poate o schimbare așa prin cercul de prieteni nu ar strica sau poate chiar o schimbare a planurilor de viitor, cine știe. Până la urmă, trebuie să să porniți și voi o schimbare acolo, da? hai să vedem dragi bărbeci ce faceți voi. Ia uite avem diavolul. Regina de băte, o legătură cu o zodie de foc ca și tine. Poate ai legătură cu un leu, cu un săgetător sau cu un alberbec și avem și zodia capricorn. Răbecul e foarte pasional în ziua de marți, vrea să ia atitudine, însă văd aici că ții foarte mult de o schimbare. Ți foarte mult de o schimbare. Apoi avem patru de băte. Patru de băte este ca o zi de sărbătoare, de liniște, de pace. Poți să primești o veste bună în ziua de marți sau poate să existe o atmosferă bună la locul de muncă. 8 de spade, ultima carte, cineva care e puțin blocat aici. Uite, bărbăcul trebuie să lase uh, anumite gânduri deoparte și trebuie să acționeze. Da? Uh, văd aici o veste legată de bani, o veste bună care ține de zona studiilor pentru unii dintre voi. Deci, lucruri mari care, care se petrec. Zodia Taur. Pentru Taur. Uh, este o zi de marți, așa în care voi vreți să vă impuneți, vreți să spuneți lucrurilor pe nume chiar de dimineață, taurul e energic, plin de viață, poate în sfârșit ai curajul să vorbești cu șeful, în sfârșit ai curajul să-ți rezolve anumite probleme și de asemenea, tot pentru voi poate să fie și o zi de marți, așa în care sunteți dorni să faceți schimbare cum s-ar spune. Unii tauri e posibil fie să vreți să vă luați liber, alții poate e posibil să doriți acolo să fiți mult mai apreciați, poate la muncă sau în general în relația cu oamenii din jur și taurul trebuie să fie puțin atent marți în relația cu autoritățile că acolo există o predispoziție așa de un mic mare conflict. Hai să vedem, dragi tauri, ce spune și tarotul. Na, soluția vine și prin a se asuma o responsabilitate și prin a vedea oarecum imaginea de ansamblu a lucrurilor. doi de monede, 5 de bâte. E posibil să fie aici prins între mai multe lucruri deodată. De asemenea, văd aici o foarte mare indecizie. E o indecizie legată de um, um, o concurență, poate este vorba despre ceva care nu-i stabil și ție nu-ți plac chestiile instabile, dar văd aici o veste bună pe care o primești, o legătură cu un adolescent sau cu o persoană mai tânără și tot pentru tine este o zi de marți în care poți avea și momente frumoase de distracție, momente pasionale, văd aici o energie bună, asul de bâte, deci uite o veste bună de la o persoană mai tânără sau o nouă persoană care apare în viața ta. Judecata. Taurul acționează aici într-un mod nou, dar poate să fie și o decizie puțin mai radicală. Zodia Gemeni. Dragi Gemeni, pentru voi este o zi de marți, așa, în care, în primul rând, ar trebui să fiți puțin mai atenți pe sănătate. Da? Pot fi tot felul de vești ciudate sau gemenii, de asemenea, trebuie să fie atenți și pe animalele de companie. Dar și pe partea de muncă. Parcă e un moment acolo în care primiți niște vești destul de ciudate în prima parte a zilei de marți, legate de prieteni, legate de muncă, legate de viitorul vostru. De asemenea, poate să fie și un moment de Conștientizare pentru gemeni. Deci, uita, acum puteți să aveți ocazia să vi se lumineze mintea și să acționați voi acolo un secret, să lămuriți situația sau să clarificați o poveste. Aș spune că ziua de marți este despre viitor pentru gemeni și este despre a vedea cumva imaginea de ansamblu a unor lucruri. Uite, 5 de spade, 5 de băte. na O oarecare agitație care e aici, 5 de spade înseamnă și un oarecare compromis, dar unii par parcă vreți să luați atitudine. Într-un grup de oameni sau undeva anume se poate crea o confuzie. 5 de cupe, deci te uiți aici spre partea goală a paharului, tot pentru gemeni este un moment în care vă uitați așa spre trecut, dar partea bună e că trebuie să vă concentrați pe ce este aici și acum, pentru că uite avem temperanța care vine cu vindecare, cu liniște, temperanța spune despre o legătură cu zodia săgetător, 7 de spade. Parcă eu o hotărâre aici pe care o luați. E cineva care e foarte hotărât, pe de altă parte, în jurul tău. Nu atenție puțin și pe partea asta de dușmani ascunși. Zodia rac. Pentru tine relația cu prietenii e puțin complicată de dimineață, poate apar acolo mici mari lupte, discuții, oarecum un contradictoriu și tot pentru uh, racă poate să fie și o zi în care trebuie să fii atent pe zona aceasta de cumpărături online. Poate este vorba și despre viitorul tău, în privința căruia, nu știu, trebuie să te mai deschizi, să înțelegi că ceva se închide, se deschide altceva. Racul trece prin niște transformări acolo, poate este un prieten care îți dă niște sfaturi bune, dar care poate inițial nu îți plac. Da? Poate este vorba despre un mod de a acționa persoanei iubite a unui copil, a unei persoane din jurul tău și uite, așa cum am zis, chestia asta e posibil să-ți apese butoane soluția dragi raci vine prin purificare, eliberare, hai că suntem și pe lună în descreștere și atunci eu zic că e, e important, hai să vedem dragi 5 Cinci de spade, faetonul na. Da cartea ta. Deci racul astăzi își urmărește interesul și facem un drum sau poate să fie și o zi cu o mică mare tentaculă de, de război. Este vorba despre ceva care ține de familia ta, casa ta, un ideal pe care îl ai. Dar văd aici și o noutate plăcută pe care o ai în urma unui drum sau este vorba despre o bucurie mare pe care o ai în legătură cu o mutare, o relocare. Apoi avem Puterea o legătură cu zodia leu puterea aici să știi că înseamnă și un moment uh, profund pentru tine, înseamnă și pasiune, dar înseamnă și o oarecare luptă despre care discutam eu mai devreme. Este o luptă legată de o relație legată de o prietenie. Nu da. cineva fuge aici, cineva pleacă. Zodia Leu, pentru Leu este o zi de marți în care nu știu, șeful e mai nervos, partenerul, unii lei vreți să vă impuneți, vreți să spuneți lucrurilor pe nume. În prima parte a zilei de marți sunt mici, mari discuții acolo legate de șef, de persoane cu autoritatea asupra voastră. Pentru alții vedeți că, nu știu, partenerul e mai ciudat, e mai libertin. Primiți acolo niște sfaturi voi foarte bune, dar care inițial e posibil să nu vă placă. Fie sunt sfaturi care vă vizează în mod direct, Uh, unii lei poate primiți niște vești legate de clienți, de colaborări, partenerul vostru sau oamenii din jur și tocmai chestia aia nu prea vă place vouă. V-am mai explicat că este o perioadă în care așa să dați un pas în spate, să priviți imaginea de ansamblu a lucrurilor. Ei, uh, treaba asta chiar v-ar putea ajuta din punctul meu de vedere. Hai să vedem, dragi lei, ce faceți voi. perioadă de înțelepciune pentru leu, așa că nu vă puneți mintea cu persoanele care vă, vă apasă butoane. 10 de spade e o legătură cu zodia fecioară. Leul poate simte nevoia de odihnă, dar văd aici și un sfârșit. Un sfârșit ciudat. Văd o legătură cu o persoană matură, sigură pe ea. Este o persoană cu foarte multă experiență de viață, însă pentru unii ei parcă vi se cere mai multă seriozitate aici. Îndrăgostiții, o legătură cu Zodia Gemeni, dar și o discuție importantă privind o relație. Este o relație în care există pasiune, există atracție. Tot pentru Leu, este vorba și despre un moment de schimbări destul de mari. Iar ultima carte, Doi de spade. Nu prea ai chef să comunici astăzi, sau poate ai de luat o decizie și vrei să stai așa tu cu tine. Tocmai pentru a te lămuri cum anume stau lucrurile. Împărăteasa, deci e vorba și de uh, pasiune, e vorba și de uh, abundență pentru leu. Zodia Fecioară pentru Fecioară este o zi de marți. În care niște vești acolo care vin de la drum lung vă agită sau poate așteptați pe cineva să vă vină în vizită, niște rude. Alții aveți de făcut niște drumuri, pentru altă fecioare este vorba despre niște discuții acolo care țin de acte, care țin de un drum, care țin de o relocare și e posibil ca asta să vă agite, da? să vă streseze puțin de dimineață. Alții, na, trebuie să învățați să acționați diferit, da? să vă mai schimbați puțin și gândirea, dar și modul de a pune în practică. În general, Fecioara reușește să-și rezolve foarte multe lucruri în ziua de marți, chiar ai colegi care te ajută, ai oameni frumoși în jurul tău, dar mai mult decât atât, uite, poate este un moment în care ai ocazia să-ți clarifici cumva, fie relațiile cu ceilalți, fie este vorba despre a clarifica acolo uh, viitorul unei situații. Hai să vedem, dragi fecioare, ce faceți voi. Poate este și o veste bună de pe sănătate pentru Ei, spânzuratul temperanța, o amânare aici care este, o legătură cu Zodia Pești, Zodia Săgetător. Uh, interesant e că fecioara vrea să pună pauză. Apoi da, pui pauză la ceva. Este o zi de împăcare, o zi în care parcă totul se desfășoară așa ceva mai lent, da? cu frâna de mână trasă. Însă, dragi fecioare, avem un 5 de cupe, deci lăsați trecutul ăsta în urmă, lăsați sensibilitatea puțin deoparte. E cineva care are niște probleme în jurul vostru și poate e cazul să nu vă implicați chiar suflet la suflet. Iar ultima carte e 5 de bâte, deci lucreze aici împreună cu cineva la un proiect sau pentru unii poate să fie și o zi în care agitația e la ea acasă. Vedeți voi, e ok să lăsați lucrurile să curgă de la sine. Oricum ar fi schimbarea este inevitabilă în perioada asta. Oricum e ultima săptămână când Lilith e în zodia ta, deci cu siguranță e, sunt ultimele lucruri pe care le-ai de făcut. Da? Mai ales și în plan relațional. Zodia Balanță. Balanța astăzi, uite marți de dimineață, acolo pot exista niște lucruri ciudate pentru balanță, poate legate de niște bani pe care trebuie să-i dai pentru un copil sau pentru o afacere, pentru plăcerea ta. Tot pentru balanț este vorba despre o dimineață de marți în care pot exista mici mari tensiuni în relația cu partenerul, în relația cu persoana iubită, cu clienții, oamenii din jur. Să vezi tu, soluția pentru tine e să alegi plăcerea, să alegi iubirea, să alegi starea ta de bine, da? pentru că oricum ar fi, nu o să poți să mulțumești pe toată lumea. Uite, este o perioadă bună din punctul meu de vedere să ei hotărâri. Da? Adică, vezi că la ceva trebuie să renunți, ceva trebuie să elimini, ceva trebuie să-l lași deoparte, tocmai pentru a se rezolva situația. De asemenea, balanța reușește să-și rezolve multe lucruri și prin creativitatea de care dă dovadă. Ia, uite, patru de bâte trei de spade. E o petrecere aici, este o bucurie pentru tine, dar care vine la pachet și cu ceva ce nu-ți place, ceva ce nu-ți convine. Poate este vorba și despre a celebra um, o situație care se clarifică, dar care în același timp poate să aducă și o senzație de neplăcere. Apoi avem justiția, deci o legătură, uite, cu zodia ta. Deci este o zi în care balanța are legătură cu actele sau este o zi în care e nevoie să iei decizii importante. Nu uita că Venus, guvernatoarea ta, se află într-o poziție înaltă și de acolo este și în cuadratură cu nodurile. Deci mai mult decât atât, balanța are de luat hotărâri importante în această săptămână privind relațiile. Și uite, poate e vorba și de relații de iubire, poate e vorba și de relații, nu știu, o afacere, poate e vorba de relația cu un copil, e vorba de relația cu tine, poate. Da? Ultima carte, 10 de bute, poate să fie și o zi puțin aglomerată, dar văd aici de asemenea și o persoană care duce ceva greu în spate. Da? Poate are legătură, uite, cu o veste de pace, dar care vine la pachet cu ă, cumva cu multă muncă. Sau vine la pachet, uite, cu steaua care înseamnă o noutate, un adevăr, care înseamnă ă, o rezolvare, dar care vine extrem de rapid. Zodia Scorpion. Pentru tine ziua de marți e despre poate mici mari tensiuni în relația cu partenerul sau în relația cu rudele, în relația cu oamenii din jurul tău, la modul general vorbind. Scorpionul poate în ziua de marți să dea față în față cu o persoană care e mai dură, e mai rece sau poate chiar așa cum am zis sunt oameni prin jurul tău care poate sunt puși așa pe, pe, scandal sau sunt mai nervoși sau au probleme. Pe de altă parte, uite, pentru Scorpion soluția vine prin a lăsa ceva în urmă, soluția vine prin a te elibera din niște lucruri vechi și mai mult decât atât zic eu că soluția pentru tine în ziua de marți poate să vină prin sfatul unei rude, sfatul unui părinte. Pentru el Scorpion este vorba și despre trecut, adică să vă amintiți puțin ce s-a întâmplat în trecut ca să faceți comparații. Da, cu ce e acum. Pentru unii poate este și o săptămână așa în general în care aveți multe lucruri de clarificat, atât viața privată cât și cea profesională, pentru că da, uite, este și o săptămână în care soluția pentru, pentru Scorpion poate să vină și prin fie prin a pune niște limite în relațiile cu ceilalți, fie prin a ieși din anumite relații, colaborări care nu sunt bune, care nu, nu vă ajută. Oh, de ce faceți aici? Regele de bute steaua, o legătură cu zodia vărsător, leu, berbec, săgetător, o noutate pentru o scorpion în ziua de marți. Uite, văd aici o persoană blocată sau cineva care Uh, nu dorește dar să schimbe ceva. Uite, avem regina de băte, regele de băte și un opt de spade. Deci e un blocaj aici într-o relație. Unii poate să te prinși pe niște acte, pe zona juridică. Uh, e ca și cum căutați soluția. Și uite, apare steaua, dar steaua reprezintă libertate, steaua reprezintă o soluție care apare ca prin minune. Și uite, e turnul, turnul nouă de spade și cu 6 de monede. Nu. Este vorba despre o eliberare bruscă, ceva ce bineînțeles agită puțin spiritele, doar că în același timp este vorba și despre niște bani pe care fie îi primești, bani pe care îi dai, un echilibru pe care poți să-l găsești din punct de vedere material. Da? Un stres legat de o femeie sau un stres legat de stabilitatea ta. E un adevăr, e o veste aici, dar parcă are legătură și cu un bărbat care ia atitudine. Zodia Săgetător. Pentru tine este o zi de marți în care Munca e puțin complicat, dar pe la muncă mai apar lucruri care se petrec, poate pentru unii e vorba și de un animal de companie care vă solicită atenția sau aveți ceva de făcut, nu știu, orice. Și atunci este o zi în care zic eu că rudele vă pot ajuta, dar și ideea aceasta de a fi sincer, deschiși. Pe de altă parte, tot pentru săgetător este un moment în care se comunică acolo destul de bine. Vedeți voi, poate e cazul să mai învățați chestii, poate e cazul să vă detașați de anumite lucruri care nu merg, însă uite săgetătorul poate să primească un sfat bun de la o rudă, de la un vecin, de la un coleg, poate chiar pe partea asta de învățat, poate pe acolo zic eu că îți vine ajutor, da? ajutor. Săgetătorul intră în contact cu mulți oameni în perioada asta și e e puțin uh, complicat. 8 de băte, 4 de băte, multă comunicare aici, văd eu. Poate să fie și o zi în care apar, uh, ap apare o bucurie. Sărbătorești ceva, primești o veste bună, mesaje, apeluri telefonice, poate este o întâlnire pe care nu ai programat-o. Trei de spade. Ei, uite, aici ceva nu place, ceva nu convine trei de spade spune și despre o persoană care nu prea îi place un anumit lucru și îndrăgostiții o legătură cu zodia gemeni, Deci, uh, poate e ceva legat și de pasiune care nu-ți place, de relația de cuplu. Însă ce se vede clar aici e că reușești să ajungi la un punct comun fie cu partenerul, fie este vorba despre o persoană dragă ție. Dar, dar e ceva ce se întâmplă acolo cu viteza luminii. Zodia Capricorn. Pentru tine este o zi în care, uite, în relația cu un copil sau în relația cu persoana iubită, acolo pot exista mici mari tensiuni, acolo pot exista mici mari lucruri ciudate. Vezi tu, discutăm despre un moment în care lucrurile uh, Merg într-o direcție ciudată, în sensul în care capricornul nu știu, trebuie să învețe să se mai și relaxeze, să se simtă și bine, să-și cumpere lucruri pentru sufletelul său uite în dimineața zilei de marți sau în prima parte a zilei de marți, atenție puțin pe eventualele cumpărături pe care vrei să le faci pentru plăcerea ta, alții pur și simplu sunteți puțin scoși din zona de confort, dar soluția vine prin a vă aprecia prin a vă iubi sau soluția vine prin. A vă concentra puțin și pe valorile voastre și a fi deschiși să le mai să le mai schimbați reușiți să faceți niște cumpărături până la urmă sau poate aveți de dat niște bani undeva și nu, nu vă place, nu vă convine. Steaua, valetul de spade, o legătură cu zodia vărsător, dar ești foarte curios aici să afli un adevăr sau ești foarte curios să găsești o soluție. Este o zi în care se pot întâmpla mici mari minuni pentru, pentru Capricorn, doar să fiți voi dispuși să, să le căutați. Pentru că, uite, avem o 10 de spade, deci o persoană aici care se simte puțin pusă la pământ, poate este vorba despre ceva ce se închide, poate este vorba despre o suferință a cuiva, iar ultima carte e Cavalerul de Bâte. Mult entuziasm, multă pasiune. Cavalerul ăsta de Bâte vorbește și despre o persoană foarte sigură pe ea, o persoană dezinvoltă, care știe bine ce își dorește. 8 de monede, soarele. O bucurie. Unii parcă vă îndrăgostiți, alții aveți uh, momente așa pasionale în ziua de marți. Zodia Vărsător. Pentru Vărsător uh, este o zi de marți, dar pisicile se bat. E cam așa și voi, este o zi de marți în care uh, poate apăra acolo niște neînțelegeri, niște lucruri care nu plac, nu convin, privind casa, familia, viața privată. Uh, Discuții de prin trecut care se reiau, poate legate de rude, poate legate de vecini, dar vărsătorul e pus acolo pe activitate. Astăzi, bineînțeles, că soluția vine de la tine, și anume vine prin a te aprecia, prin a te iubi, vine prin a spune lucrurilor pe nume. Hai să vedem, dragi vărsători, ce faceți voi. Nouă de cupe, patru de spade, deci odihnă, liniște, nouă de cupe înseamnă pasiune, înseamnă împlinire, mulțumire, a da? parcă vărsătorul vrea să se mai odihnească, vrea să se mai relaxeze. Însă văd aici o persoană care parcă e prea relaxată și parcă prea nu știu, nu vrea să acționeze sau nu vrea să facă nimic. E liniștit acolo în zona asta de confort, văd o legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn dar poate să fie vorba și despre o persoană puțin încăpățânată. Turnul și regele de băte, Deci o discuție aici între doi bărbați, mai văd o legătură cu o zodie de foc, leu berbec săgetător. Este un eveniment prevăzut legat de muncă, legat de bani, legat de două persoane care au aici niște obiceiuri toxice, Să două persoane care nu se înțeleg, două persoane care încearcă să dea la pace. Zodia pești. Pentru tine Ziua de marți nu știu e puțin ciudată, în primul rând apar niște vești acolo interesante legate de rude legate de drumuri scurte legate de oameni foarte dragi sufletului tău, iar tot marți, bineînțeles, poate pe știi, trebuie să fie puțin mai atenți pe sănătate, pe relația cu rudele. Acolo apare un eveniment puțin ciudat și uite care ține și de un drum lung sau ține de mutarea cuiva, ține de niște rude care poate să vină în vizită, nu știu. Însă, în general, ziua de marți e bună, e despre a da un pas în spate, e despre odihnă și este despre așa cum ți-am zis eu, să stai așa puțin cam ca la film și să vezi cum stau lucrurile în viața ta. Bineînțeles că peștii sunt puși pe dragoste, pe distracție în perioada asta, așa cum am mai spus și atunci a. Poate pe acolo aveți de luat niște decizii, și bineînțeles că în prima parte a zilei de marți aveți și conștientizări. Unii e posibil să fiți mai ascuțiți la limbă în prima parte a zilei de marți sau să reacționați într-un mod puțin ciudat. Bineînțeles că aveți motivele voastre. Nimeni nu zice nu. U! Uh! 3 de cupe, 7 de spade. Păi peștii zic, băi, gata, vreau să încetez puțin cu distracția, vreau ceva serios. Alții e ca și cum terminați o perioadă de petrecere, o perioadă de relaxare. Da? Poate e ceva ce nu vă place privind rudele, privind niște persoane dragi vouă. 10 de bâte, aglomerație, deci o zi puțin aglomerată pentru pești sau poate să fie și o zi în care vi se apasă butoane. Aveți aici ceva greu de dus în spate sau aveți Multe activități de făcut, iar ultima carte e justiția, o legătură cu zodia balanță, dar este o zi în care. Iei tu o hotărâre importantă sau se face dreptate unii pești, e posibil chiar voi să fiți cei care vreți să vă faceți dreptate, da, e ca și cum ziceți da, dar eu vreau dovada palpabilă fizică. Eu vreau să-mi demonstrezi că așa este. Apare o soluție aici magică are o soluție magică, dar peștii de asemenea pot lua atitudine privind o situație care nu pare așa serioasă în ochii voștri. Da? Bun. Dragilor, acestea au fost uh, previziunile pentru marți. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și nu uitați că oricând aveți nevoie de o analiză pentru sufletelul vostru, vă aștept cu drag pe aplicația de tarot care îmi poartă numele, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Cei care vreți să știți cu o săptămână înainte tot ce se întâmplă pentru următoarea săptămână, vreți analize cu mai multe detalii, vă invit la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo aveți parte de multe, multe lucruri. Vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc încă o dată că mi-ați rămas alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi de marți cât mai frumoasă!